Firme participă foarte multe, vă pot spune cel puțin organizatorii, să zicem. Transavia, Tobimar, Supremia, Elit, Elis, Parpanghel, Transavram, Oprean, Alpin, Elit, am zis, Tobimar, Albalac, 11 firme, sper că le-am spus pe toate, plus pe lângă astea multe alte care văd aici, Eden, Lucia, n-am zis Cronoșpanul printre organizatori, Holț Industrie alături de noi, foarte multe firme, toate firmele din județul Alba sunt alături de noi. Am înțeles că așteptați și din alte județe. Da, chiar ne-au anunțat că mai au cam 10 minute să ajung în Alba Iulia. De la Cluj avem confirmare primirea, de la Sibiu, până în prezent. Avem de la Cluj, ne vin 20-30 de camioane acum, de la Sibiu avem anunțat. Și ce sperați să obțineți în urma acestui protest? Anularea ordonanțelor și hotărârilor guvernamentale prezentate în cererea de protest, probabil care le știți deja din presă, cele trei. OG11/2013, HD69/2012 și HD1373/2008. Și dacă nu se va întâmpla acest lucru, veți continua pentru protestele? Dacă nu se va întâmpla, clar că vom continua. Pentru că la Arad, dacă la Arad au fost 20 de mașini, 30 de mașini sâmbătă, aici o să fim 200-300, se pare. Următorul pas va fi la București, iar dacă se respectă progresia, sperăm să fim cel puțin 2-3.000 acolo. Cum vă numiți și pe cine reprezentați? Mă numesc Dumitru Blaga, lucrez la economist la firma Parpanghel SRL SB și unul dintre organizatori și unul dintre inițiatorii proiectului.